Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au continuat acțiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere și pentru conștientizarea de către conducătorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație. Oamenii legii au acționat pe drumul național 1C Cicârlău Baia Mare Satul Lung, pe drumul național 18B Copalnic, drumul național 18 Vișeu de Sus Sighetu Marmației, pe drumul județean 108A în Buzești, atât pentru combaterea excesului de viteză, cât și pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența băuturilor alcoolice. Au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale, 40 pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Valoarea totală a amenzilor se ridică la aproape 29.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării dreptului de circulație 9 permise de conducere, toate pentru viteză. Actorii băimăreni se pregătesc de spectacole pentru noua stagiune. Marți 3 septembrie, de la ora 20:30, la Teatrul Municipal din Baia Mare se va juca piesa Micuțu zâmbește și Empatie cu Claudiu și Geo Aron Baia Mare. Iar sâmbătă 7 septembrie, de la ora 11, la Teatrul de Păpuși se va juca piesa Cenușăreasa după frații Grimm. Miercuri 11 septembrie, în Sala Mare a Teatrului Municipal din Baia Mare, va avea loc piesa Rinocerii de Eugen Ionesco, în regia lui Iulian Bulancea. Ziua de vineri, 13 septembrie, în Sala Mare a Teatrului Municipal, este programat spectacolul Butoiul cu pulbere, după Dejan Dukovski și regia lui Marcel Țop.